CS Universitatea Craiova va disputa ultimul meci din play-off sâmbătă de la ora 20 la București cu FCSB. Bucureștenii păstrează șanse la titlul de campioană, iar după meciul Craiovei cu Viitorul, unul care s-a lăsat cu scandal, toată lumea va fi cu ochii pe echipa de start a alb-albaștrilor. Antrenorul Gigi Mulțescu a dat asigurări că CSU va folosi cei mai buni jucători pe care îi va avea la dispoziție. Ne ducem să jucăm cât putem noi de bine, cu lotul care l-aveam la dispoziție. Față de meciul cu Viitorul, beneficiem și de aportul câteva jucători care au fost accidentați. E vorba de Băluță, de Chelici și de Vicea, care a fost bolnav chiar înaintea jocului, de la Pitești. Asta ne confirmă posibilitatea de a alinia o echipă, cel puțin în primul 11, competitiv. Tehnicianul echipei din Bănie nu se teme de valoarea celor de la FCSB, ci de un eventual joc dur al acestora care s-ar putea lăsa cu fotbaliști accidentați. Asta în condițiile în care Craiova va avea joi cel mai important meci al sezonului cu FC Voluntari în Cupa României. Iar acum ei sunt inflamați, sunt în situația de a pierde titlul, e clar. Bună de vedere, înțeleg că sunt puțin, eu știu, mai nervoși. E normal să fie așa, dar nu depășind o anumită limită. Pentru că și un mesaj care a fost trimis de antrenorul lor a spus că le va rupe picioare dacă vin la meciul lui Ivan și lui Băluță. Pune un jucător în teren să le rupă picioarele, asta nu mai e de acceptat. Jucătorii Craiovei nu se tem de nimeni și de nimic și se gândesc să câștige atât cu FCSB cât și cu Voluntari. Un meci foarte greu, trebuie să mergem la București să luăm un moral bun pentru meciul din Cupa cu Voluntari. Trebuie să câștigăm și cu Voluntari să jucăm finala cu ei. Sper să câștigăm, numai de aia. Noi suntem Universitatea Craiova și tragem acolo sus. Sperăm să câștigăm meciul și să ajungem în finala cupei. În cazul unei victorii, Craiova mai poate urca un loc în clasament și poate încheia campionatul pe poziția a patra, cu condiția ca CFR Cluj să nu câștige la Constanța. Echipele de juniori A și B ale clubului CS Universitatea Craiova au contabilizat 4 puncte din dubla confruntare de ieri contra Concordiei Chiașna, din ultima etapă a campionatului regulat. La Under 19, alb-albaștri au încheiat la egalitate cu scorul de 2-2, după ce au condus cu 2-0. Golurile craiovenilor au fost marcate de Gunie și Roman. La această categorie de vârstă, CSU s-a clasat pe locul al patrulea. În schimb, la Under 17, Craiova s-a impus cu 2-1 în fața Concordiei, reușitele fiind semnate de Gârbiță și Târș. CS Universitatea a încheiat pe poziția secundă în seria de Est, la egalitate de puncte cu lidera Dinamo. Gruparea din Bănie va juca în semifinalele competiției cu UTA Bătrâna Doamnă, iar meciul tur este programat duminică. Tot ieri, echipa a doua a clubului a învins acasă cu scorul de 3-0 pe Flacăra Moreni și se află pe poziția 11-a în clasament.